Bună seara, sunt Georgia Pietreanu, bun găsit la informațiile despre vreme. Mergem mai întâi în Europa, apoi o să vă spun cum va fi vremea și la noi în țară. Va ploua mult în peninsula iberică și vântul o să bată cu putere, iar în vest, în centru și în partea central-estică, ploile vor fi de scurtă durată, însoțite de tunete și fulgere. În extremitatea de nord-est, pe lângă ploi, vor fi și lapoviță și ninsori. Cu toate că vremea va fi capricioasă, mai cresc temperaturile în centru și în partea central-sud-estică. La noi, noaptea va fi un pic mai caldă față de nopțile trecute, cu cer mai mult senin, mai puțin în vestul țării, unde se vor aduna nori, dar șansele să plouă vor fi destul de mici. Spre dimineață, în zona înaltă a masivelor vestice, o să bată vântul. Temperaturile maxime se vor situa între minus 2 grade în depresiuni până spre 12 grade. Mâine, în nord-vest și nord, cerul va fi acoperit, va ploua un pic prin Maramureș, Crișana, Transilvania. În restul țării continuă să se încălzească. În zona înaltă de munte vor fi rafale puternice de vânt, dar se va simți și în vest, în est și în sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 grade în Maramureș până spre 24 în sudul Munteniei. Iată, la Brașov, Iași și Bacău se va lăsa ceață mâine dimineață. În capitală se face din ce în ce mai cald. Când ne gândeam că temperaturile de vară nu se mai întorc, iată că vremea ne surprinde. 22 de grade mâine, 28 de grade poi mâine, iar sâmbătă începem weekendul cu 31 de grade și soare. La munte, nordul Carpaților Oriental și în munții Apusen va fi norat, va ploua pentru scurt timp, iar noaptea vor fi tunete și fulgere. În zona înaltă o să bată vântul cu putere, iar de dimineață se va lăsa ceață. Vineri se încălzește simțitor, maximele vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, vom avea temperaturi de vară. În partea de nord vor fi ploi, posibil și tunete și fulgere, iar la munte vântul va continua să bată cu putere. Dimineața, în depresiuni și pe văile din Moldova și Oltenia, se va lăsa ceață. Sâmbătă va fi foarte cald, mai ales în sud și în est, în timp ce în vest, nord-vest, centru și la munte atmosfera va fi schimbătoare, cu ploi de scurtă durată și tunete și fulgere. În vest și în zona înaltă a Carpaților meridional și occidentali, vântul o să fie puternic. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 32 de grade. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme. Gata de Valentine's, inimioare și flori, doar iubirea e în aer, iar Liz iese la cumpărături. În timp ce unii celebrează iubirea, alții divorțează. Nu rata în 5 minute serialul multipremiat 30 Rock. Să aveți o seară bună! La revedere!